Pe piața imobiliară din Iași, cererea se menține ridicată atât pe partea de vânzări cât și de închirieri. Ieșenii sunt în continuare preocupați de achiziționarea apartamentelor, în timp ce studenții și refugiații ucrainieni de închirierea unor locuințe temporare. Chiar dacă prețurile sunt mai mari decât anul trecut, ieșenii vor să cumpere apartamente, în special prin programul Prima Casă. Pe piața imobiliară din județul Iași, cererea a înregistrat o creștere semnificativă față de ultimul an. Că auzim chestii pe piață vis-a-vis de lucruri care merg în jos, pot să spun că nu e cazul cu siguranță. Adică, cel puțin vorbim pe cifre, februarie și martie, în cazul nostru, au fost cele mai bune două luni din ultimul an și jumătate. În Iași, așteptările vânzătorilor de apartamente au ajuns, potrivit indicelui imobiliare.ro, la o medie de 1203 euro pe metru pătrat util, în creștere cu 0,9% față de luna anterioară, când se situa la 1192 de euro pe metru pătrat. Cu toate acestea, ieșenii continuă să se intereseze. Pe noi ne sună într-o zi zeci de oameni vis-a-vis de a vrea să cumpere, a vrea să facă ceva. Sunt oameni care vor să cumpere acum, sunt oameni care vor să cumpere peste un an. Cei care vor să cumpere peste un an, poate n-au mai sunat. Și asta ne-a ajutat noua activitate, implicit pentru că s-a consumat mai puține resurse. Dar cei care au avut nevoie să achiziționeze în perioada asta, peste o lună, peste două luni, ne-au sunat în continuare și de asta am și avut niște rezultate care pe noi ne mulțumesc foarte mult, dar și clienții pe care îi avem. Da, adică prețul nu îl vedem influențat, dar chiar merge în sus, tranzacții se fac și chiar vorbim de februarie și de martie, unde și de la nivel investițional vorbim de sume de sute de mii de euro, adică nu vorbim de 70, 80, 100 de mii, unde investițiile se fac. Deși agenții imobiliari sunt entuziasmați de creșterea cererii, la celălalt pol, pe segmentul chiriilor, lucrurile stau total diferit. Un exemplu este cel al studenților care vin din mediul rural sau alte județe și care, din cauza reînceperii peste noapte a cursurilor, au fost nevoiți să investească în chirii. Ca și student, neavând posibilitatea momentan să-mi cumpăr un apartament, am apelat, bineînțeles, la o chirie. Dar numai gândul ăsta m-a determinat să-mi iau o chirie. Bugetul pe care îl are un student nu face față la o asemenea presiune. Nici nu mai vorbim de faptul că și la chirie este foarte greu. Spre exemplu, eu împreună cu soția mea locuim într-un apartament cu o cameră la marginea orașului, și dăm în jur de 1400 de lei cu tot cu utilități. Este foarte mult pentru noi ca studenți. Nici nu putem lucra din cauza facultății și nici nu avem un venit stabil. Totul s-a scumpit și este foarte greu. În unele cazuri, chiriile au crescut cu până la 30% față de acum câteva luni. Studenții sunt nemulțumiți de această creștere artificială, deoarece revenirea lor în Iași nu este un moft, ci o obligație. Prețurile s-au mărit din cauza cererii tot mai mari odată cu începerea războiului din Ucraina. Eu, spre exemplu, nu sunt din Iași. Eu studiez aici și am fost nevoită să-mi caut și să-mi iau o chirie. Iar pentru asta trebuie să plătesc pentru o garsonieră în zona Nicolina în jur de 1000 de lei fără utilități. Este o sumă destul de mare pentru un student. Cât timp pandemia ne-a ținut în case, prețul chiriilor era acceptabil. Însă acum, odată ce studenții s-au întors înapoi la studii în Iași, prețurile s-au mărit foarte mult. Dar nu avem încotro și trebuie să ne descurcăm așa cum putem. Piața imobiliară din Iași este considerată accesibilă în comparație cu Clujul și capitala, unde prețurile au explodat efectiv.